Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Săptămână, o nouă ediție Deșteptarea. Avem și noi ceva vești pozitive astăzi? Bună dimineața! Veștile pozitive sunt că lumea continuă să se vaccineze cât de cât pe plan mondial. Dacă acest rit de vaccinare continuă, cam în 5 luni se va atinge imunitatea pentru 75% din populația globului. Hai că e bine. În România noi o să fim ca de obicei mai în urmă, dar în toată lumea pandemia se va termina. La noi va mai ține un pic, dar asta e. O să fim și noi, până la urmă o să trecem linia de sosire. Din păcate, mai sunt și victime, așa cum am aflat de la televiziunea aceea argentiniană, care a anunțat cu foarte mult regret moartea lui William Shakespeare după vaccinul Pfizer. A intrat o domnișoară prezentatoare în emisie și a zis el scrie, n-am făcut încă lecția, n-am ajuns așa. El scrivatorul William Shakespeare se murió din cauza de la vaccinul Pfizer. Asta și... face spaniola și vine cu știri din presa. Da, început să dibuiască presa. S-a tradus. Am înțeles. Okay. Am folosit Google Translate, acum sunt de-abia la lecția numărul 6 la spaniolă, deci mai am pe la lecția 100, cred că o să învăț să spun și scriitor. Încă n-am făcut profesiile. Asta vreau să spun, cred că săptămâna asta fac profesiile și știu că noi suntem periodistas. Deci periodista, jurnalist e periodista. Mugurusa. Deci periodista din Argentina, cu mare regret, a anunțat că William Shakespeare, marele scriitor, a murit. A zis, sigur, putem presupune că a făcut o confuzie, că e vorba de primul bărbat din lume care a primit vaccinul Pfizer, un englez, mă rog, l-au vaccinat acum 6 luni, avea 81 de ani săracu, a murit din cauze fără legătură cu vaccinul și îl chema Bill Shakespeare. Și când a venit știrea, doamna a zis, mama, a murit Shakespeare. Romeo și Julieta, nenorocirea. Și prezentatoarea a ținut să dea o notă de suferință personală știrii respective, că aici este tot chichirezul, că dacă ar fi făcut confuzia, mă rog, s-au mai văzut cazuri, dar ea a adăugat de la ea. Cred că acolo a simțit ea nevoia. A simțit, da, nevoia. A zis așa, avem vești care ne-au uimit pe toți, având în vedere măreția acestui om, a spus Noelia Novilio. Vorbim despre William Shakespeare și despre moartea sa. Vă vom anunța cum și de ce s-a întâmplat. Deci fata a văzut știrea, a murit Shakespeare. Băi, a murit Shakespeare? Băi, tu știi cât de mare a fost Shakespeare? Alo, Jose, fă un file cu Shakespeare. Băi, știi cât de mare a fost ăsta? A murit de la vaccin? Incredibil. După care doamna a continuat, domnișoara. După cum știm cu toții, înțelegeți că e prietenoasă, suntem publicul alături de noi, nu știe? Este unul dintre cei mai importanti scriitori în limba engleză. După care au adăugat, pentru mine, maestrul. Și zice, el a fost primul om care a primit vaccinul împotriva coronavirus, a murit în Anglia la vârsta de 81 de ani, săracu. Băi, și oricum, pe de altă parte, de la Romeo și Julieta nu mai scrisese nimic, era total consumat. Nu l-a mai publicat nimeni. Da, nu l-a mai publicat nimeni. Parame, el maestru. Intrase într-o depresie totală. Dar vezi cum e karma asta, sau știi? Dumnezeu bunuțul când vrea să te îngroape, vorba aia, nu te îmbrâncește pe scări și râde de tine, știi? Adică ai senzația că ești mai important decât ești de fapt, prin faptul că te adresezi publicului la o cameră și la un microfon, te umfli în pene. Mamă, și atunci când te face de râs, băi, te face de râs să te știe o lume întreagă, în sensul propriu. Adică știrea asta este globală, peste tot. Da, da. Și că a murit unul dintre cei mai importanti scriitori de limba engleză. Ea, săraca, a vrut să spună, bă, știi ce cultură am eu? Adică eu știu William Shakespeare, a fost mare de tot. Pentru mine era maestrul. Da. Și acum, uite, din cauza vaccinării, săracul s-a prăpădit. Vaccinurile astea sunt foarte periculoase. Domnișoara a avut și ghinion. Mamă, deci dacă l-a omorât pe William Shakespeare, e... A avut ghinion. Cu ce? Dacă nu te apucai tu de învăța spaniolă, practic noi nu te deam știrea asta acum la radio. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.